Astăzi, peste 331.000 de români își serbează ziua de nume, potrivit unui raport al MAI. Dintre sărbătoriții de Sfântul Dumitru, 44.000 sunt femei, iar mai mult de 287.000 sunt bărbați. Pe data de 26 octombrie, creștinii ortodoxi îl sărbătoresc pe Sfântul Dumitru. Originea numelui său este grecească și amintește de vechea zeiță Demeter. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a văzut lumina zilei în cetatea Solun, Tesalonicul de astăzi. Întrucât nu a cedat presiunilor împăratului roman Maximilian de a renunța la credința creștină, el a fost ucis în ziua de 26 octombrie anul 304 de către soldații împăratului. Deasupra mormântului în care a fost adus în secret trupul lui Dimitrie, a fost ridicată apoi o mică biserică, un locaș creștin care a prilejuit numeroase minuni, mai ales de vindecare. România este pe penultimul loc în Uniunea Europeană privind puterea politică a femeilor, informează Mediafax. Prin urmare, 56 de organizații neguvernamentale și persoane din mediul academic au semnat o scrisoare deschisă prin care cer introducerea procentelor privind genul candidaților pe liste la alegerile parlamentare. A fost inițiat un proiect de lege conform căruia asigurarea unei reprezentări minime de 33% a femeilor pe listele de candidați este o măsură legislativă necesară, însă nu este suficientă dacă femeile vor rămâne pe ultimele poziții pe liste, neavând cu adevărat acces la o poziție eligibilă. La alegerile din 2016 și 2020, procentul de femei din numărul total de candidați a fost foarte aproape de 30%, dar, nefiind pe locuri eligibile, procentul de femei alese a fost sub 20%. Angajații din armată vor beneficia de o zi liberă la aniversare, care va fi recuperată ulterior. De asemenea, ei vor avea și zile libere în caz de urgență medicală în familie. Aceste prevederi apar în contractul colectiv de muncă publicat în Monitorul Oficial. Concret, în document este prevăzut dreptul salariatului de a primi până la 10 zile lucrătoare libere, care vor fi recuperate ulterior în cazul unor urgențe familiale neprevăzute de ordin medical. De asemenea, lucrătorii din armată vor primi și 5 zile libere pentru îngrijirea unei rude ori a unei persoane apropiate care locuiește în aceeași gospodărie cu angajatul.